Da, sunt așa, am fost impresionată de cărți și am apăsat pe buton. Îmi cer scuze, iar o să fie din două părți, dar nu-i nimica. Deci, sfatul, nu, sfatul era să renașteți pentru că, să renașteți, pentru că aveți forțe exterioare. Există cineva în preajma voastră care vă va da putere. Este forță exterioară. Poate să fie acest personaj. Poate să fie magicianul, cineva care vine în viața voastră și manifestă o relație stabilă cu voi. Asta pentru că voi ați început să vă cunoașteți valoarea. Eu zic că e mai frumos să fiți voi magicienii, manifestorii. Deci forța exterioară este persoană, leu, fecioară, mai mult sau mai puțin important, posibil marcaj pe leu. Ideea este că e o persoană foarte puternică, care reușește sau și-a controlat bestioara, instinctele primare și încearcă să crească. Eventual, să crească împreună cu voi. Avem semnul infinitului, da? Avem spiritualitate și aici, avem și la magician și la marele preot. Cineva vine, cred că vrea să facă, da, mulțumesc, o prietenie, o legătură. O legătură puternică, foarte puternică între voi și această persoană, că e leu, că e fecioară, că e altă persoană foarte puternică, vom vedea. Dar cineva își dorește o prietenie, o colaborare cu voi. Dar ceva care va crea magie în jur. Este exterior din acest motiv, am încercat să o citesc altfel. De ce vă este frică? De 8, de monede. De 8, iaute, nu de 8. Probabil că de la infinitul ăsta am zis eu 8, de 2 de monede. Probabil că încă trebuie să vă echilibrați financiar unii dintre voi care ați avut niște probleme. Sau să vă echilibrați după un trio, da? Trebuie, vă e teamă cumva că trebuie să mai jonglați. Eventual, nu neapărat între două persoane. Nu cred că asta vă doriți. Eu cel puțin nu doresc așa ceva. Cred că vă este teamă că va trebui să jonglați între familie și job, între, eu știu ce, alte responsabilități și ceea ce vă place. Și sunteți în postura asta de jongleur. Dar este doar o teamă. Pentru unii vă este teamă că nu puteți ieși dintr-un cerc vicios, dar e doar o teamă. Însă, sfatul este să renunțăm la temeri, la frici, la dureri, la tot, pentru că avem puterea de a manifesta și atunci, dacă avem puterea de a manifesta, evident că nu ne dorim să manifestăm ce am manifestat în trecut, da? Vrem să manifestăm împărăteasa, marele preot, era să zic împăratul, marele preot, puterea, chiar dacă e forță exterioară, poate cineva vă ne inspiră, da? Dacă nu intră în viața noastră, poate ne inspiră. Și ce vă doriți? Să luați steagul victoriei, să lăsați în urmă acele personaje, acele relații, acei oameni care nu v-au adus niciun câștig. E o bătă, e o pasiune, poate să fie și un job, poate să fie și un hobby, care nu v-a adus prea mult de câștigat. Și aveți doi de doi, da? Un moment de alegere, e un moment de răscruce. Dar vă doriți ce? Să mergeți cu această bătă victorioasă. Avem totuși un semn al victoriei la bază. Probabil că în subconștient, am putea interpreta și așa, în subconștient vă doriți victoria. Uai, ai, ai, și finalul este surpriză. Nu vom ști. Nu știm. Finalul este shocking Asia. Posibil cu un semn de aer. Posibil sau să începeți acest. Să faceți, să alegeți această bâtă victorioasă și să începeți să faceți acest prim pas într-un mod surprinzător. Nimeni să nu se aștepte. Ia uite, iar. Bine, sunt și vești, dar este la fel de surprinzător și acest cavaler ca și turnul. Finalul este
că un eveniment neașteptat va avea loc, probabil un mesaj pasional, nu e obligatoriu să fie de la semn de foc, dar poate pentru unii să fie, poate să fie și semn de aer, da? Poate să fie și semn de aer. Sau felul în care vine mesajul, ia uite, sunt două cărți care reprezintă și una și alta, surpriza. Cineva vrea să facă primii pași într-o relație. Iau, să-și ceară scuze, posibil. Vai, să-și ceară scuze și să zică, da, tu ești fericirea mea, pe tine te-am visat dintotdeauna, pe tine te-am dorit dintotdeauna, îmi cer scuze că te-am făcut să suferi. Acum îți văd valoarea. Iau, te și dragoste adevărată și tot scoci, nu mă mai opresc, da? Da, pentru că cineva s-a transformat. Sau începe să se transforme. La capătul acestui set de cărți, ce avem? Vai, 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 ce îmi plac cărțile! Astăzi a fost o zi cu cărți bune. Nu știu dacă reușesc să fac și berbecul, dar e bine și așa cât am făcut. Că și așa n-am reușit multe alte lucruri. Asul de spade este semnul victoriei mentale. Iar avem discuții. Nevoie urgentă de discuții directe și adevărate. Oricum, acum, cu această energie și cu marele preot, da? Și cu magicianul, și cu puterea pe care vi l-am arătat, știți adevărul. Adevărul vostru, perspectiva voastră. Și care este? Că nu mai vreți să suferiți. Vreți să vă schimbați viața. Vine Jupiter în poziție directă și începe să manifestați o nouă viață. Bine, poate să fie și o nouă relație, evident, că asul de spade poate să fie și o nouă relație. Poate să fie cu semn de aer, dar nu e obligatoriu, da? Gemeni, balanță sau vărsător. Ia! Doi ași! Vai, vai, și pasiune și, și claritate mentală. Ce frumos! Amândouă înseamnă victorie. Toiagul victorios al lui Moise. Spada Excalibur. Pentru cine? Pentru cei care merită. Evident, pentru cei care se consideră super valoroși, împărați, împărătese, pentru cei care s-au conectat la spiritualitate și pentru cei care sunt hotărâți să manifeste ceva deosebit. Asta pentru că poate se lasă inspirați de cineva să manifeste putere și să renască. Vai, ce frumos, iar mă înfior și avem și o lună, da, ia, uite. Bine, pasiunea asta vine într-un mod mai misterios, dar ce avem? Suflete, gemene, avem justiție, se face justiție divină, dragii mei. Și începe să atragem această mare dragoste, că doar avem și regele de cupe și 10 de cupe. Că o venim mai prin septembrie, vedem, că o fi la sfârșitul lunii august, vedem, dar e de bine, dragii mei, și să vă arăt ce mi-au ieșit din mesajele de la îngeri. N-am mai vrut să mă amestec, pentru că astea au sărit și vreau să vi le arăt, să împărtășesc cu voi, că tot avem două sării, da? Au purtat aceste cărți, dragoste adevărată, pișcișorii mei, vă pup, vă iubesc. Dar cum am zis mai devreme, vine cineva, își cere scuze și vă zice, sau dacă nu își cere scuze, poate vă invită, eu știu, poate dacă e persoană nouă, vă invită la o discuție și vă spune că v-a iubit din prima clipă în care v-a văzut. Dragostea adevărată, sărutul care trezește ființa divină din voi. Vai, ce frumos, ce-mi place. Pe 30, eu știu, dacă e pe 30, rămâne de văzut. Dar ce aveți în spate? Haideți să ce avem în spate. Avem iertare. Cineva, într-adevăr, a purtat măști, nu a împărtășit dragostea aia, 29, 11, flăcări gemene, da? Cineva n-a vrut să vă împărtășească sentimentele, dar v-a rănit. Dar trebuie să iertați. Trebuie să iertați și să-i lăsați. Eu cred că aici ei trebuie să facă gestul de iertare, de curtoazie, pe care ar fi trebuit să-l facă de mai mult timp. Este nevoie oricum de atingere fizică între voi doi, de manifestare și în fizic, nu doar să simțiți mental că vă doriți, că vă iubiți, că vă potriviți. Trebuie să se manifeste și în fizic toată această dorință și această completare, că doar am văzut îndrăgostiții, da?
Și în momentul în care voi începeți să vă iubiți pe voi, dragi,